ziua, dragii mei, și bun regăsit la o ediție specială Design Perfect. Suntem în Egipt, alături de mine Ramona Popescu și un invitat special, Ehab Said, egiptolog. Mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Mulțumesc foarte mult. Bine ai venit, Ehab, la Design Perfect. Ne-am găsit. Am profitat de ocazie pentru că Alexandru ne-a adunat așa la un loc. Este o onoare pentru mine. Și fiind aici la una, am zis, măi, suntem în Egipt, avem un specialist între noi, hai să profităm și să ne lămurim și noi niște lucruri, pentru că tu ne-ai fost și ghid în zona aceasta a Egiptului și ai spus unei povestiri niște lucruri foarte interesante. Și din unele întrebări pe care oamenii le mai pun, am văzut că există tot felul de semne de întrebare referitoare la Egiptul antic. Așa e. Totdeauna s-a existat și întotdeauna va exista. Și poate reușim să decelăm între mituri și realități, atâta cât poate fi decelat cu ceea ce știm astăzi. Încercăm. Să vedem de ce vorbim despre Egiptul antic. De ce vorbim? Sau? Da, de ce vorbim astăzi de el și nu despre alte culturi? De unde a plecat... De unde a pornit acest Egipt? Ca și cultură evoluată, avansată. O cultură majoră, până la urmă. Am înțeles. Deci, toată povestea începe de la aproximativ 12.000 de ani în urmă. Adică, nu cum să spunem, și în cărți acum, asta ce avem documentat, cam 4.500-5.000 de ani. Dar faptul e că vorbim de mult mai târziu decât atât, vorbim de aproximativ 12.000 de ani și data cu căderea Atlantidei și plecarea lor Noe și prima dată când a ajuns prima dată în Turcia și apoi în Irak și apoi s-a stabilit aici în Egipt. Și de aici a început absolut toată istoria Egiptului antic. Deci am putea să conectăm Egiptul antic cu Atlantida? Că... Absolut. Și toată cunoașterea de la Atlantida a venit odată cu noi, știți că fiecare profet vine cu anumite minuni sau daruri date de divinitate ca să prezintă și să spună, uitați-vă, oameni buni, asta e drumul de bine. Și atunci vine fiecare cu un dar. Iar darul lui a fost cunoașterea și energia în același timp. Normal, când a căzut Atlantida, când s-a necat în totalitate, e o poveste lungă în spate, nu știu dacă ne permită timpul să povestim despre asta, dar hai că ne focusăm despre Egiptul antic. Când a venit aici, s-a stabilit, a venit cu toate cunoașterea. Și de aici au început să, poporul egiptean să apară încet, încet, de la Misraim. Misraim este unul dintre fiilor noi. Deci Noe a avut, de fapt, trei copii, unul dintre copii, Ham. Da. A mai făcut, la rândul lui, copii. Unul dintre, și cel mai important aici, pentru noi, în zona noastră, se numește Misraim. Misraim, dacă stăm așa să vorbim, Egiptul, în traducerea sau în limba arabă, este Mesra. Și vine de la Misraim, fiul lui Noe. Și deci aici ai bază. Fi cel care a creat acest popor. Acest popor. Iar evoluția aceasta extrem de recunoscută până în zilele noastre. Evoluția pleacă de la credință. Când odată ai o credință și credință puternică și credință în divinitate și primești și să-ți dai voie să primești cunoașterea cu care, de exemplu, vorbim aici de cunoașterea cu care a venit Noe și a fost transmisă mai departe, atunci au început evoluția. S-au unificat. S-au aliniat. Și au mers foarte mult timp pe aceeași linie. Linia de credință, linia de divină, linia de lumină, de iubire. Și atunci, într-adevăr, au reușit să facă ceva. Până aproximativ dinastia a VI-a. Asta ce înseamnă? Asta este de fapt foarte dovedit aici, dacă intram în orice mormânt, în orice templu construit dinastia 1 până dinastia a VI-a, este să găsim doar divinitatea, mormântul și
și să rugăciune doar la divinitate, nu la altceva, nu la alte zeități, că nu aveau conceptul. Și de unde au apărut zeitățile? Odată cu dinastia 6, când au intrat și hitiți, au cutrupit Egiptul, se numește, de fapt, sunt trei regate egiptene antici. Regatul vechi, regatul mijlociu și regatul modern. Regatul mijlociu atunci se referă la intrarea hitiților în Egipt și au intrat cu alt concept și cu altă credință. Ei erau păgâni. Oarecum au obligat toate populația, inclusiv și preoți egipteni antici, să-i urmeze cadrul. Însă, preoții egipteni antici au păstrat aceeași linie al lor, dar de fațadă s-au confirmat cu ce au venit hetiții. Ca să nu aibă conflict, să nu fie omorâți sau fugăriți sau așa mai departe. Și de atunci, dinastia 6, a început să apară cuvântul zeității. Dar până atunci nu a apărut nicăieri. Era divinitate. Era divinitate, scurt și la obiect. Aș vrea să fac o paranteză aici cu permisiunea voastră, să vă întreb, ai vorbit despre preoți. Vreau să te întreb, care era rolul și poziționarea faraonului vis-a-vis de cunoaștere? Ei au făcut distinție întotdeauna între conducere și administrare și partea și ezoterică și partea religioasă. Înainte de dinastiile respective, vorbim aici 1-5 sau 1-6, începutul dinastia 6, era o relație extrem de puternică. În ce sens? În sensul că e partea divină, dar există și material 3D. Uh-huh. Înțelegeți ce spun? Deci, întotdeauna faraonul s-a conformat cu linia divină. Și linia divină aici este prezentată prin preoți. Ei aveau cunoașterea respectivă, normal, ca să sfătuiau cu ei și așa mai departe și atât. Dar după care faraonul a ajuns să fie zeificat. Alte dinastii, mai târziu. Mai târziu și mai ales în dinastia 19, când a apărut primul care s-a autozeificat singur, era Ramses al II-lea. Și are un templu întreg care spune această poveste. Este cel despre care ne povesteai cu Moise? Exact. Că este posibil ca el să fi fost, de fapt, faraonul care a trăit în vremea lui Moise. Da, deci sunt foarte multe indicii care ne spună că Ramses al II-lea este acel faraon pe care a fugărit pe Moise. Uh-huh. Și Moise a avut protecția divină și a despicat Marea Roșie și chiar Marea Roșie este chiar vizibil la aproximativ 5 km după canalul Suez, când vii spre Sinaia din Cairo. Se vede o dungă, chiar se vede, este foarte vizibilă. Deci dungă în mare. Eu întotdeauna m-am întrebat, de unde a apărut primul faraon? Cum a apărut primul faraon? Ideea de faraon este, singura în lume, adică nu... Cum a... Ca să știm, trebuie întâi să identificăm sau să... De ce faraon și nu împărat sau rege sau nu știu? Păi tocmai, asta vreau să zic. Ia. Deci faraonul, ca traducere, este rege. Nimic altceva decât rege. Deci doar așa a fost numit, faraon. Da, asta e în limba egipteană antică și care s-a tradus ca rege. Nimic altceva. Bine că am stabilit. Am lămurit, am crezut că e ceva mai mult de atât. Că... Nu. Erau crescuți într-un fel anume, faraonii? Aveau și o pregătire religioasă, spirituală sau nu? În primul rând aveau învățături, vorbim acum de dinastiile 1-5, religioase, cunoaștere, matematică, medicină, absolut toată cunoașterea respectivă, primeau pur și simplu acele cunoaștere de la prioți și mergeau mai departe, ca să facă un fel de echilibru între planul mental sau planul fizic, aici 3D, și cu planul divin. Și asta e ideea principală, asta e de fapt, de aici plecam cu toții că trebuie să facem, să ajungem la o zonă de echilibru. Ei au mers pe aceeași idee. Între planul divin și planul material. Ca nu pot să despart unul de altul. Care erau cele mai importante linii în credința Egiptului antic? Dacă ar fi să trecem de diferite etape, per general, deci pur și simplu, care am putea spune că ar caracteriza Egiptul în ceea ce privește relația cu divinitatea, poate, sau relația cu realitatea asta fizică, plecarea din această realitate fizică. Eu am înțeles foarte multe chestii.
trecând de la Noia până mai departe, știți că Noia a trăit aproximativ 950 de ani în Atlantida și apoi a venit aici și a mai trăit încă 250 de ani și a fost transmis, de fapt, credință, cunoașterea divină. Creatorul este unul. Noi suntem aici, trecem prin un test. Asta e ideea principală. Da. În acel test sunt obstacole care vin să te împiedică. Și tu trebuie să fii cât de cât unitul cu tine, corp, spirit și suflet. Deci n-au făcut legătura între minte, spirit și suflet, nu, e corp, spirit și suflet. Corpul este templul sufletului, știm și toți asta. Dar asta e vorba care a fost luată în considerare în totalitate în această perioadă, începând de la curățarea mentală și spirituală și fizică. De fapt, de aici a plecat cuvântul, sau de fapt sunt trei cuvinte care se numește Merkaba. 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 Ei de ce au zis corpul? Corpul conține și minte. Înțelegi ce zic? Conține și suflet. Când se unesc toate, este asta e un om. Corp și minte, corp și spirit și suflet. Bun. Credința lor a mers mai departe pe linia divină. Știți că când a fost protocolul respectiv, cei de la Atlantida sau cei care au fost aici pe pământ au luat-o pe altul latura. Da. Și atunci a trebuit să apară intervenția divină. Că, deci deja au ajuns la un ego foarte mare și a trebuit să fie un cuvânt divin care spune stop joc. Și într-adevăr, istoric vorbind, religios vorbind, există acel protocol, științific există, s-a descoperit în anumite zone în Oceanul Atlant. Da, s-a descoperit. Deci toate dovezele le avem. Și atunci a intervenit această justiție divină, stop, începem de la început, oameni buni, de la plecat de la compasiunea și iubirea divină pentru noi toți, nu pentru o singură persoană, dar pentru noi toți, indiferent ce religie, indiferent ce concept avem noi. Și de aici vorbim, eu am făcut această introducere că tu m-ai întrebat și m-am mutat întrebare și de unde a plecat. Bun, și de unde a apărut. Plecând de la această credință că Creatorul este unul, pe această bază și darul primit de la noi, care s-a păstrat, dacă odată ai mers pe linia continuă și pe o linie clară și definită a divinității, darul poți să-l păstrezi, încă poți să mai primești mai multe daruri. Da. Înțelegi? Și atunci au mers mână în mână acele daruri, mă refer aici la cunoașterea ancestrală, mă refer aici la geometrie sacră. Erau foarte avansați în cunoaștere, mai avansați poate decât suntem și astăzi. Totul pleacă dacă ești aliniat, devii avansați. Avansatul ce înseamnă, primești multe daruri. Multe daruri, mult mai ce putem percepe noi. Inclusiv la matematică, inclusiv la fizică, inclusiv la medicină și așa. Păi, de exemplu, aici nu vreau să fac paranteza, dar foarte multe cunoaștere a fost transmisă chiar de acolo. Inclusiv ce studiam aici la medicină, există Imhotep care este tatăl sau părintele medicinei. Se învață și chiar la facultate în ziua de astăzi. Și se învață metodele care, dar de unde a venit asta și de unde, oricum, când ești aliniat, ești un canal. Asta este foarte clar. Și primești, înțelegi? Aici au plecat mână în mână civilizația și puterea de a construi și conectare. Dacă nu ești conectat, dacă nu ești pe linie divină, normal că se întâmplă ceva și se întrerupe. Nu mai primești. Acea cunoaștere ancestrală. Și atunci a început toată civilizația antică. Mă refer aici de la inginerie, de la matematică și de la fizică și de la toate cele, astronomie, astrologie, tot a plecat de acolo până la un moment, anumit punct. Acel punct pe care ți l-am spus și repet, este dinastia 6. Și apoi a început încet, încet să decadă. Exact, așa s-a întâmplat.
atunci au apărut tot felul de zeități. Exact. Sau s-a schimbat conceptul de divinitate? Sau au făcut o confuzie între divinitate și alte creații divine? Cam așa s-a întâmplat. De fapt, de la această dinastie și a început o perioadă neagră în istoria Egiptului antic și chiar în numărirea egipteană, deci hai să zicem în partea asta, când au început să vină cu alte zeități, să recunoască alte zeități, ca și Isis, ca și Horus, ca și Osiris, ca și Sobek, ca și Anubis, toate astea. Anubis, da. Chiar vorbeam cu ceva, că nu știam cum se numea. Anubis, da. Anubis. Și atunci când au venit etiții, i-au obligat pe preoții egipteni antici să acceptă acele zeități. Și i-au lăsat imaginația. Normal, ca toate vină ca un fel de simbolistică. Aici, ca să fie cât mai aproape de mintea umană, să poate pricepe. Nu ca formă, nu, ca sens. Înțelegi ce vreau să zic? Sunt oameni care aud foarte des aceste nume. Da. Și au tot felul de opinii vis-a-vis de ce înseamnă aceste Isis, conștiințe, Horus, să zicem. Da, da, da. Să le numim într-un fel. Tu ai studiat mitologia. Da. Ne poți spune și nouă despre fiecare câte puțin? Da, sigur. Adică ce înseamnă de fapt Isis? Ce reprezintă Isis? Aici vorbim de niște entități primordiale. Isis este una dintre, sunt patru entități. Dacă vorbim așa, să luăm așa de mai... Osiris, Isis, Set și Neftis. Cei patru entități primordiale, care de fapt fiecare reprezintă un simbol divin. Isis aici reprezintă feminitate divină, curătate divină, iubirea necondiționată, puterea de a dărui. Asta înseamnă Isis și ca simbolistică. Osiris aici a fost omorât de fapt de Set, care reprezintă răul. Răul respectiv a fost aproape, nu negat, dar încolțit oarecum. Set. Ok. Și a reușit să-l omoară, fără să intrăm foarte multe detalii. Pe Osiris, fidelitatea lui Isis, aici iarăși un alt aspect feminin, da. Fidelitatea lui Isis l-a căutat pe Osiris peste tot, după ce a fost tranșat în 14-15 bucăți și l-a rugat pe divinitate să-l recreeze pentru măcar o zi. Dar aici să știe oamenii cine era Osiris. Osiris a fost reprezentat după aceea ca gardianul raiului, entitate care se ocupă de, după ziua judecății, deci plecare, după zona plecare. După plecare. După când se pune un pixul jos, gata, în reîncarnare. În lumele de dincolo. Da. Exact așa este, gata, reîncarnare, s-a terminat procesul, fiecare a luat șansa lui, cât procese de reîncarnare au fost, să pună pixul jos, el trebuie să ajungi prin el ca să ajungi la rai. Deci conceptul rai s-a existat. A existat în Egipt. Dar și există chiar un papirus foarte important pentru egipteni antici care reprezintă această scenă judecată de apoi. Ce procesul reîncarnarei chiar există și în această papirus, acest papirus. Deci trece omul care a plecat, știți că călătoria continuă, chiar dacă se termină unul dintre elementele, cele trei elementele, componențe, de fapt, al omului, care este corpul fizic, dar spirit și sufletul moare. Merg mai departe. Da. Ok? În altă formă. Exact. Totuși, Egiptul este singura cultură care a încercat să păstreze și corpul într-o anumită formă, prin această tehnică de îmbalsamare. Chiar da, că da. Da, da. Poate da. Ne explici rolul și semnificația. Asta pleacă de la ideea de reîncarnare. Ei aveau conceptul reîncarnare de mult, de foarte mulți ani, acum vorbim de 12.000 de ani. Și ideea de reîncarnare nu înseamnă eternitate pe pământ, nu înseamnă încă o șansă. Asta a fost și conceptul lor. Și care e ideea? Aici mai intră și aspectul 3D un pic. În sensul că faraonul respectiv sau regele respectiv, când moare, cum procesul este foarte scurt de mumificare, aici vorbesc. Și nu oricine își permite acest proces, este extrem de scurt. Decât faraon sau unul din casa noastră.
ideea principală, faraonul respectiv, când la reîncarnare, când se vrea să vină încă o dată, el pastrează corpul. Ca să se întoarcă tot faraon, să întoarcă tot în aceeași poziție de rege. Asta era ideea principală. Normal, asta e un aspect 3D. Dar, pe de altă parte, aici ne arată ce fel de cunoaștere au ajuns preoții egipteni antici. De ce spun preoți? Preoții aici au o cunoaștere absolută. Mă refer aici la partea cu medicină, în mod special. Noi, până la ora actuală, n-am găsit, cu toate tehnologia pe care o avem, nu putem să facem o mumificare care să dureze mii și mii de ani. Așa este. Așa este, cu toate tehnologia pe care o avem. Asta îți dă un semn de întrebare. Oamenii astea au fost foarte evoluați. La nivel și spiritual, ca prin nivel spiritual poți să ajungi la nivel plan fizic. Să nu cumva să uiți, să ne termini cu Osiris, care a fost omorât. Care a fost împărțit omorât. În 14 bucăți. Da. Și găsit de Isis. Găsit de Isis și sora ei, de fapt, care se numește și Neftis, sora ei cea bună. Sora ei cea bună e singura soră. Așa. Și, într-adevăr, aici fidelitate și arată iubire și arată multe în spate. L-a rugat pe divinitate să fie reîncarnat, măcar pentru o zi, Osiris. Și prin atingere. Aici se mai repetă, deci nu vreau să dau niciun indiciu, dar se mai repetă în istoria omenirii acel aspect. Da. Prin atingere s-a născut copilul lor, Horus. Ok? Bun. Și de la Horus este prezentat ca, cum să zic, puterea divină sau puterea cerească, cum se zice, vorbim aici de conceptul egiptean antic. Da, ca da. Și entități, nu ca și zeități. Nu există, nu s-a existat zeități. Zeități, într-adevăr, s-a existat după acele dinastii. După acea dinastie întunecată, începând de la 6 până la 11. Deci astea se întâmplau până în 6? Până în 6. Bun. Și după nu erau care, zeități? Nu erau. Sub nicio formă. Zeitatea era unul, creatorul este unul. Inclusiv și faraonul știa acest lucru și preoți știu acest lucru, faceau ritualuri, faceau rugăciuni prin sunete, vibrația cuvântului, puterea cuvântului. Aici este foarte interesant, pentru că noi suntem în Sinai și ne-am apropiat foarte mult de energia lui Moise, okay. Care a creat foarte multe miracole și care povesteam ca un maestru ce-mi este, că un lucru pe care îl știm și din alte civilizații străvechi, și anume că sunetul are puterea de a crea și de a decrea. Și chiar s-a vorbit la un moment dat despre faptul că și piramidele au fost cumva în construcția lor, au implicat cumva și sunetul. Încă nu sunt dovezi foarte clare, dar se vorbește și despre asta. Cât de bun cunoscători erau egiptenii în zona aceasta a sunetelor? Sau cât de departe s-au dus din ceea ce există în prezent? Deci din scrierile pe care există, deci în zona oficială și apoi în zona mistică, cât de departe s-au dus pe sunet? Ai pronunțat Moise. Hai să luăm așa cum ai început și să ajungem la... Să nu uităm că Moise a fost crescut în casa faraonului, din start. Da. Și ce înseamnă crescut acolo? Înseamnă a fost instruit. Acces la cunoaștere. Și a avut acces la cunoaștere divină, ca și un ales de divinitate. Și în același timp, de mic, el a avut instruit din partea prioții egipteni antici. Ca și un fiu al faraonului, trebuie să te învățăm, care se întâmplă și exact în zilele noastre. De exemplu, dacă în casa regală să nască un copil, are un anumit, învață anumite chestii, etichete. Da. Și sunt pregătiți pentru a face parte din familia regală. Da, exact. Atunci, pe vremea respectivă, îi învață partea ezoterică. Asta e cel mai important lucru pe care l-a învățat. Oricum, Moise a foarte curat și foarte practicat și a ales. Deci este ales de divinitate. Oricum nu avea nevoie de acea inițiere. Deci un om ales de divinitate să fie un
profet. Și normal că e învățat direct de divinitate și dacă uitam un pic în spate, în istoria profeților, găsim că este singurul profet pe care a vorbit divinitate cu el. L-auzia, pur și simplu singurul profet care a vorbit direct divinitate cu el. Asta nu înseamnă că e mai presus decât alții. Nu. Fiecare a avut ceva al lui. Da. Exact, care... Da. Și din legătura cu sunetele care au fost practicate, de fapt. Și aici nu avem niciun document. Hai să vorbim foarte clar și sincer. Deci nu avem niciun document ce sunete scoteau, dar este oarecum dat mai departe, prin ritualuri care s-a transmis mai departe de la creierea școala misterilor până la ora actuală. Și, dar ceva documentat nu avem. Nu este. Nu, nu există. Însă s-a transmis mai departe până au ajuns la sufii, care face parte din școala misterilor. Și e continuare, oarecum, și au mers pe sunete și... Pe sufii merge pe sunete. Da, da. Rostirea în numele divin. Deci știm. Da. Sunt anumite numere care reprezintă numele divin și atunci rostesc acel nume divin până intră într-o transă și puterea cuvântului și puterea acest nume. Deci dacă aducă energie în manifestare. Perfect. Exact așa se întâmplă. Interesant e că ei fac în felul următor, într-un maxim două zile sau sunt mulți care termină într-o zi rostirea respectivă 100.000 de ori într-o transă perfectă. Și atunci integrează acea putere, puterea divină care în spatele această denumire și acest sunet. Înțelegi? Deci totul a plecat de acolo. Că dacă nu uitam așa mai cu ochii observatorului, toți au venit să spună același cuvânt sau același lucru. Cam da, cam așa. Păi exact. Asta este. Creatorul este unul, calea este lumina și iubirea. Hai să vedem. Piramidele. Piramidele. Ar putea să fie piramidele o formă de manifestare a acestei cunoașteri și a acestei puteri? Este un canal. Deci, în cărți de istorie de la școala de egiptologie sau facultatea de egiptologie spune că este doar un simplu mormânt. Pentru faraonul respectiv, faraonul Cheops, Chefren sau Micherinus sau Snefru sau multe alții. Aici nu e așa cum este scris. Scopul principal a construcției piramidei, de fapt, este un canal de conectare cu cunoașterea. Și dacă nu uitam la poziția piramidelor... Cred că asta este cel mai puternic argument, că sunt poziționate într-un fel care nu are legătură cu mormântul propriu zis al cuiva, ci cu parte dintr-un univers. Nu. Acum 2700 de ani este un fenomen care se întâmplă din 2700 în 2700. Ultima dată când s-a întâmplat acest fenomen, să spun ce, a fost 2012. Ce s-a întâmplat? Alinierea perfectă între cele trei piramide și centura lui Orion, care te conectează. Sunt trei stele care formează centura Orionului, care te conectează în spate, ele, la rândul lor, cu Mercur, Venus și Saturn, ca planete. Da. Păi ce înseamnă asta? Înseamnă că Mercur este un plan mental, Venus emoțional sau inima sau suflet, numești cum vrei tu. Iar Saturnul cine? Este profesor. Asta ce înseamnă? Deci oamenii ăștia au înțeles foarte multe chestii, mult mai profunde decât ce am înțeles noi acum. Noi încercăm să descoperim ce au înțeles ei. Cam așa este. Noi încercăm și să vedem dacă am putea să construim o piramidă și se pare că într-un documentar specialiști din domeniu au spus că noi încă nu deținem tehnologia în prezent să construim atât de perfect, deci conform numerelor și totul perfect. Mai mult decât atât. Deci, poziționarea cele trei piramide, în afară de cât sunt aliniate perfect cu centura lui Orion, din anumit unghi, în anumit timp, când au fost construite, acum s-au repetat încă o dată, cum ți-am zis acum, în 2012. Dacă nu uitam la poziția Nilului,
nu e ceva grav. Poziția nu e, toate piramidele sunt în vest anilului. Dacă te uiți și centura galactică, cele trei stele de la Orion, centura lui Orion, de fapt, care formează această centură, este în vestul galactic și la același grad. Deci nimic nu e haotic. Deci ai construit un mormânt nu, atât de complex. Nu este un mormânt mare, dar este, oricum, mai este și un canal pe care te conectează direct aproape cu divinitate. Deci e informativ, mă refer aici la nivel de cunoaștere ascentral. Ok. Există documente cu privire la faptul că ar fi putut exista anumite ritualuri sau anumite practici străvechi în aceste piramide? În piramide se făcea multe inițieri. Foarte multe inițieri și cele mai importante. Și fiecare piramidă în parte se face o anumită inițiere. Da? Se știe ce specific fiecare piramide? Păi dacă ți-am spus că piramida lui Cheops e conectată direct cu planeta Mercur, e planeta curățirea. Și asta înseamnă a primi informații curată. Așa. Dar a doua piramidă, inițierele de acolo se face la nivel de suflet, la nivel de inimă, la nivelul chakra 4. Chakra 4 care îți curăță absolut tot ce ai în suflet și te unești odată cu divinitate, care de fapt e în locul divin, unde l-avem în corp. Iar acea a treia piramidă este de fapt inițierele pentru profesorul ăla care se înțeleagă cele două procese de înainte, mental și suflet. Înțelegi? Să integreze. Să integreze. Adică, în alte cuvinte, să te aliniezi cu a treia inițiere. Da. Multe dintre cei cunoscuți sunt Pitagora, Platon, Hermes, sunt inițiați în Egipt. Iisus, Moise, da. Inițiat în Egipt. Și toți sunt inițiați după noi. După cum așa nu e. Adică nu vorbim de ceva care te ia în alte parte. Nu. Este fix aceeași linie. Eu aici aș vrea totuși să te duc un pic în altă parte. Du-mă. Pentru că este tot un... este un mister. Oamenii se întreabă, sunt foarte multe scrieri, începe să vorbească din ce în ce mai mult despre pământul interior, despre faptul că este civilizații retrase în interiorul planetei, că există canale de comunicare în interiorul planetei, că există culoare care unesc piramidele cu interiorul planetei, că există zone destul de obscure în piramide care nu sunt încă accesate fizic neapărat. Sau ne lasă să ne-ar conduce către o zonă în care n-ar trebui să intrăm deocamdată. Totul e deschis, putem să intrăm și asta e scopul nostru, să intrăm peste tot. Mă refer aici la nivel de cunoaștere și asta e scopul nostru, să ne autocunoaștem ca să putem să mergem mai departe. Ok? Bun. Ai vorbit acum de oarecum de o rețea. Da. Exact. Este conectare. Alt rol a piramidelor, și sunt peste 100 de piramide în Egipt, 115 mai exact, și care au un rol extrem de important. Piramida a fost folosit ca un fel de acumulator de energie. Ok? Da. Aici vorbim de planeta Pământ. Nu doar în Egipt, dar există și în Australia, există și în Polul Nord, în Polul Sud, deci Mexico, peste tot. Este o rețea invizibilă care se conectează să ne susțină pe noi, aici, pământeni, oameni, un fel de energie care să ne țină, ne susțină. Care utilizează această structură. Exact. Există și conștiințe implicate în această zonă? Oare susținere planetară, adică cel puțin noi știm de maestrii himalaieni care sunt conștiințe extrem de evoluate, neinteresate în special de a coborâ între oameni, dar cu o focalizare destul de intensă pe a menține o anumită vibrație pe zona planetară. Ei deja lucrează pe nivel planetar. Există și alți astfel de maeștri care sunt în zona aceasta și care n-ar putea fi numiți maeștri din Himalaya.
Sunt foarte mulți. Deci să nu credem niciodată că divinitatea ne-a lăsat așa ca frunză în vânt, sub nicio formă. Uh-huh. Însă el are perfecțiunea și are managerea perfectă, cum se administrativă, mă refer aici. Și dacă acum privim ce e pe cer și pe pământ, e exact așa, acea organizare. Dar asta nu e rolul nostru. Nu e deloc rolul nostru. Sunt spiritele ale munți, ale mori, al aerului, al vântului. Elementelor. Asta e treaba lor. Da. Nu-i treaba noastră. Care este? Să ne autocunoaștem, să ne curățăm, să înțelegem karmele astea, să ne spălăm de toate karmele, să alegem linia divină, ca să ajungem. Deci fiecare este o... pare a fi un haos, dar e ordinea perfectă, perfectă. Și chiar nu depășește, dar nu vrem să înțelegem asta. Asta e ideea principală, că fiecare are un rol. Dar rolul nostru aici, da, sunt unii într-adevăr care susțină energie a oamenilor, a pământ și a oamenilor aici. Care susțină, sunt unii care susțină energetic. Eu am văzut și am cunoscut personal pe maestri în zona asta. Din ce zonă? Unde? Cam în ce zonă sunt? Așa, măcar să avem o idee, pentru că noi știm doar despre Himalaya, de exemplu. Dar cu siguranță există... Da, despre zona sufistă care merge de la început pe urma lui Noie și pe urma lui Egipteanian. Deci o altă linie, practic, de susținere energetică. E tot la fel, dar e pe de alte credință pură. Aici divinitatea e numărul 1, până de la 1 la 10 e divinitatea. Asta e credința pe care trebuie să ai. El este creator, el este început, el este sfârșit. Da, el este tot ceea ce este până exact, la urmă. Exact, nu este așa ceva este. În afara lui. Nici... Și prin asta, normal, când te apropii din ce în ce mai mult către divinitate, sacul pe care îl avem în spate se mai curăță. Normal că trebuie să lucrăm și noi aici, că să scoatem din sacul respectiv. Oamenii ăștia de care, spuneai, au ajuns la un anumit nivel. Maestria pentru mine înseamnă profeță. Aici, hai să vorbim sincer. Deci, un maestru este Isus, un maestru este Moise, un maestru e altceva. Dar oamenii ăștia au atins un anumit nivel în care s-au purificat. Au spălat karma, au reușit în această viață sau e de fapt rodul mai multe vieți ce au ajuns în viața asta să atinge punctul culminant al lor și într-adevăr susțină energetic pe un continent întreg. Interesant. Și sunt nu doar aici, și în alte părți. Și sunt interconectați în același timp. Și acea rețea invizibilă susțină omenirea și altă rețea, gen piramide, gen așa ceva, susțină pământul. Ca structură. Ca structură. Ce înseamnă pentru omul modern venit din Europa, cum suntem noi, faptul că pășește pe acest pământ? Câte din memoriile acestei cunoașteri, din practicile care au fost, mai sunt pe aceste locuri? Ce se poate întâmpla atunci când cineva revine în acest? Sunt două aspecte aici, Alexandru. Tu crezi în procesul reîncarnării. Sunt unii care au trăit aici și au mai fost aici. Și tind întotdeauna să se întoarcă unde să simți cel mai bine. Și unde ai fi simțit tu cel mai bine când ai fost foarte aproape de divinitate. Și aici există un fel de chemare. Asta e un aspect. Al doilea aspect, fizic, aici, vorbim de Egipt, nu? Okay. Pământul egiptean, cum s-a mai spus, și este pronunțat de foarte multe ori în Biblia și în Tora, este fix 708 ori și în Coran de 30 ori. Nici o altă țară nu este pronunțată în Biblia la acest număr mare de s-a repetat frecvent ca și Egipt. Asta ți-a dat un plan fizic, importanța acestui pământ și purătatea lui. Și aici, de fapt, sunt canale, sunt portale foarte, foarte puternice. Cred că ați simțit acel portal când am urcat pe muntele Moise. Pe muntele Sinai, da. Eu personal am avut o experiență care v-am împărtășit.
sfârșit în autocar. Este o energie extrem de puternică. Da, nu vreau să discutăm aici, dar și nu doar el, și tu, și Alexandru, și toți, toți. Deci o să fii surprinsă când am stat de vorbă cu unul cu altul, am început să dezvolie. Dar de ce n-ai zis? Când eram, când ce am întrebat în autocar. Da. De ce n-ai zis? Mi-a fost rușine. Nu trebuie să-ți fie rușine. Nu trebuie. Uite, aș vrea să vorbim un pic, pentru că tot avem această ocazie. Sunt foarte multe scrieri despre Egiptul Antic, da, și tot felul de convingeri referitoare la diferite aspecte. Da. Unele pot fi reale, exact cum spunea Alexandru la început, unele pot fi false. False reale. Da. De exemplu, Amun-Ra. Ra. Ce înseamnă... Ce Deci, la cine se rugau ei? La soare? La cine se rugau, de fapt? Ce înseamnă Ra pentru egipteni? Hai că o să spun despre Ra, dar vreau să zic întâi de Amun-Ra, că asta l-ai pronunțat primul. Va trebui să treci rapid, okay, pentru că avem 4 minute. Wow! Din... Ok. Bun. Despre Amun-Ra, rapid. Deci, ai vorbit acum și am vorbit acum înainte cu câteva minute că sunt unii care s-o țină. Da. Energetic. Da. E unul dintre. Este, a fost considerat, între ghilimele, zeul local a zonei, care susține energetic. Zeul local. Că, dar nu, zeul subliniat și n-am, da, nu e zeu. Da. Ok, dar care susține energetic. Dar Ra, soarele. Egipteanii antici nu s-au rugat niciodată la soare. Ei, aici e interesant, pentru că ei arătau discul solar. Nu aveau noțiune să-ți aducă în plan fizic ce poate să fie mai în spate. Ca... Ce e în spatele soarelui. Da, exact. Puterea care da acea putere la soare. Adică puterea, cum se spune în românește. Da, creatoare. Deci soarele central. Soarele central. Nu, da. Soarele înseamnă disc solar. Nu, nu. Ei se rugau la Dumnezeu. Asta era pentru ei doar un simbol. Deci, uite, aici o confuzie care merită cumva clarificată. Deci se rugau la conceptul de creator. Exact. Prin exact, simbolul exact. Soarelui. Ei niciodată nu s-au rugat la soare. Dar niciodată. Cât de populară era această credință? Adică era a unor aleși sau era pentru populația Egiptului ca masă? Pentru toate populația Egiptului, dar vine prin prioții care transmită. Ei s-au considerat și au înțeles acest lucru că ei sunt niște canale care transmită și obligația lor ca și canal să transmită mai departe. Și e foarte bine cunoscut în toată istoria Egiptului, egipteană antică și a lumii, că poporul egiptean este popor pașnic și iubitor din ce motiv? Motivul că are creatorul în el. Adică ei au plecat de la această idee. Când au început în istorie să intră în luptă, a căzut nivelul de conștiință, a căzut tot Imperiul Egiptean. Da. Așa, cam așa stau lucrurile. Și o întrebare scurtă. Sfinxul. Sfinxul. Este... Cât de vechi e Sfinxul? Dacă ne raportăm la piramide care are 5.000 de ani sau 4.750 de ani, Sfinxul e mult mai vechi. Dar Sfinxul este considerat gardianul zonei respectivă, gardianul portalului respectiv în zona respectivă. Și se spune că e mult mai veche decât piramide. Da. Există și niște canale sub Sfinx, care un fel de rețea de canale care leagă între cele trei piramide și Sfinxul în sine. Într-adevăr s-a descoperit. Dar nu s-a descoperit până la final unde s-au dus. Uh-huh. Dar sunt niște canale care am intrat și am intrat chiar sub Sfinxul în cadrul academic și am văzut acele canale, și dar la un moment dat s-a stopat. S-a stopat. Și culmea că am primit ordine să nu mai cer și doar mai mult decât atât, stop. Păi asta e partea politică, nu mă bag acolo. Da, probabil că se vor afla multe mai lucruri. Mai interesant, Ramona, deci în cinta piramide s-a descoperit în urmă cu 2 ani jumate un gol de lumină, deci luminat în această piramidă, în care n-a fost descoperit niciodată, abia acum 2 ani și jumătate, un gol care poate să încapă un point 737, un avion. Dar care nu avem acces. Piramida cea mare. Marea piramidă. Marea piramidă.
dar nu avem acces încă să intrăm în acel gol. Sunt foarte multe calcule în spate, că poate derama toate piramide dacă încep să faci găuri și să faci așa, dar asta prin scanare a fost descoperit. Suntem la finalul acestei emisiuni. Vă invit să vă spun cu vizionare. Eu consider că Egiptul este cultura care a reușit să atragă foarte mult atenția omenirii asupra unei cunoașteri foarte avansate comparativ cu alte civilizații care au existat atunci, încă mai există, poate unele au dispărut, dar Egiptul a fost un vârf de a transmite informație de care știm și astăzi. Încă mai știm și încă îi mai cercetăm. Au reușit să rămână cumva să păstreze o cunoaștere superioară, indiferent de unde au primit-o, de la atlanții, din meditație, din indiferent cum, au fost suficient de vocali și de vizibili în evoluție, cât să ne atragă atenția că există mai mult decât ce credem noi chiar și astăzi că încă că suntem cercetări. Exact. Și încă n-am descoperit tot. Vă mulțumesc foarte mult. Aceasta a fost, dragii mei, ediția Design Perfect, realizată de aici, din Egipt, alături de Ehab Said și, bineînțeles, Ramona Popescu. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Pe curând!